Deschiderea mea preferată cu albele este vorba de 4 pioni, o variantă din Indiana Regiului, în care albul este ultra agresiv. Deși majoritatea jucătorilor de D4 joacă strategic, mie mi-a plăcut întotdeauna să fiu agresiv. Asta când eram mai tânăr. Acum că am mai îmbătrânit, am trecut pe strategie. Cu negrele, deschiderea preferată este dragonul, din nou o deschidere foarte agresivă, dar odată cu trecerea timpului am trecut la carocan sau pircuri. Eram un jucător agresiv când eram mai mic. Acum mai îmi păstrez cât de cât agresivitatea, dar îmi place foarte mult să-i fac din punct de vedere strategic. Mai ales pe jucătorii mai tineri, care aceștia sunt de obicei un profil agresiv, îi prind foarte bine și îmi place să-i strâng cu ușa ușor, ușor. La club am ajuns la 7 ani jumate. Mi-a plăcut foarte mult ideea de a muta niște lemne, cum le zicea tatăl meu, pe tabla de șah. Chiar mi-a plăcut că puteam cu lemnele acelea să ocup spațiu, să fac anumite acțiuni, mi se părea extraordinar. Ulterior am început să și câștig, iar atunci când ți se pare că te pricepi foarte bine la o chestie, normal să te simți atras. Primele concursuri undeva pe la 8-9 ani, dar acele concursuri erau micuțe, de cartier, ca să zicem așa. Cu toate acestea, orice succes atunci când ești tânăr te ajută pe mai departe pentru că te menține în activitatea respectivă. Șahiștii pe care admir sunt, bineînțeles, Garry Kasparov, care era campion mondial la vremea când m-am apucat eu serios de șah și a fost practic un model pentru mine. Ulterior, pe lângă Garry Kasparov s-a alăturat și Topalov, întrucât am observat că în partele dintre cei doi mereu ieșea cu scântei și am zis, ok, ăla e campion mondial, e foarte bun, îl cunosc, dar cine e ăsta? Bulgarul Topalov m-a cam câștigat așa, iar în timp s-a dovedit că a fost și o investiție bună, întrucât el a ajuns campion mondial la rândul lui. Personal, am jucat cu câțiva jucători de top, am reușit să fac o remiză cu Svidler, m-a bătut Gata Kamski, am reușit să-l bat și eu pe Ceparinov, m-a bătut Dieter Nisipeanu, am reușit să-l bat și eu la un șah rapid. În principiu, aceste partide sunt niște borne pe care le putem marca de-a lungul carierei șahiste. Adică pot ajunge la un moment dat și să spun, a, îl cunosc pe Caruana, de exemplu, era să iasă campion mondial, l-a bătut Carlsen. Da, m-a bătut și pe mine odată, dar după aceea runda următoare l-a bătut Lupulescu. Personal, nu am jucat la ideea de a câștiga titluri sau medalii. Singurul meu scop cu adevărat a fost să ajung mare maestru și toată pregătirea pe care am făcut-o de când am fost tânăr până când am reușit cu adevărat să fie mare maestru, nu s-a axat decât pe a ajunge un jucător foarte bun, atât. Am reușit să ajung mare maestru destul de târziu, pe la 22-23 de ani. Cu toate astea, atunci când am reușit să ajung, a fost o bucurie foarte mare copilărească. Una dintre problemele des întâlnite este atunci când dai de succes, pentru că îți pierzi din motivație. Cel mai probabil eu mi-am pierdut motivația de jucător și de asta am căutat ceva nou, ceva care să mă ambiționeze un pic mai mult. Acesta a fost cariera de antrenor și, bineînțeles, acolo nu mă pot pensiona din cariera de antrenor până când nu fac jucător de talie mondială. Îl avem pe Bogdan Deac, care, să sperăm noi, își va continua drumul și vom putea spune la un moment dat că a lucrat și cu Vlajianu. De-a lungul carierii de antrenor am avut jucători talentați și jucători muncitori. Cei cu care am avut succes au fost jucătorii muncitori. În speță, aici trebuie să-l remarc pe Bogdan Deac, care adormea cu șahul în brațe, și pe Tiberiu Georgescu, care e o fire analitică foarte bună și muncește foarte mult. După aceștia, aș putea să vorbesc despre actualii elevi care sunt medaliați internaționali, și anume Mihnea Ocnean și Robert Creangă. Cu ei mă pot lăuda, iar George Ilean a reușit și el la Europene un loc 3. În principiu, Bogdan Deac are suficientă ambiție cât să ajungă până acolo unde poate. Deci eu chiar cred în el, cred în steaua lui norocoasă, cred în el pentru că este român și aș vrea ca un român să ajungă undeva destul de sus. Timpul ne va spune unde se va opri ascensiunea lui. Eu cel puțin 2650, în luptă către 2700, tot îl văd. După aceea depinde de el, depinde de starea lui, depinde dacă își va pierde ambiția sau dacă îl va avea alte probleme. Mi-am antrenat elevii cu scopul de a deveni jucători buni și aceștia au reușit să mă învingă chiar și în partidele directe. Tiberiu a reușit să mă învingă undeva în 2010, nu mai țin minte la ce timp după ce l-am antrenat, iar Bogdan Deac n-a reușit încă la șah clasic, dar m-a bătut la bliț. Încă mai reușesc să joc și să fac față tinerilor. Cu pregătirea lor, în primul rând cu energia de care dau ei dovadă, reușesc acest lucru întrucât muncesc foarte mult. Obiectivele mele de jucător nu mai sunt așa de ridicate ca înainte.
întrucât nu mai am atât de mult timp dedicat studiului individual pentru mine. Majoritatea timpului îl folosesc pentru îmbunătățirea elevilor mei. Dacă cumva aș lua o pauză de la antrenorat, văd ușor aș ajunge la 2600. Doar că nu mai am motivația necesară și ambiția îmi lipsește. Sunt un profesionist în ceea ce fac, lucrez foarte mult, mă dedic șahului, dar și acasă am o soție iubitoare și o fetiță mică de aproape 4 ani, care reușesc să-mi mănânce din timp și să-mi facă capul calendar, iar eu sunt foarte bucuros de acest lucru și prefer oricând să stau și să-mi petrec timpul cu ele în dauna șahului sau a orice altceva. Fetița mea, Amalia, știe deja piesele de șah, știe să pună piesele pe tablă, iar când începem partida, din când în când îmi mai cere din piesele mele. Tati, poți să-mi dai și mie un pian? Și îi dau, normal. Dacă fetița mea va alege să facă șah, o voi sprijini, desigur. Consider că ar fi bine ca mai toți copiii să facă șah la un moment dat. Nu neapărat un șah de performanță, ci măcar să învețe regulile, mutările și să aibă plăcerea de a juca. Viitorul șahului românesc îl văd destul de bun. În principiu avem jucători buni în top, în top 10. Mulți dintre ei au început să se ocupe și de antrenorat. Nu mai sunt numai eu care mă chinui, se chinuie și alții. Se vor ridica în timp alte talente. Aceștia la rândul lor vor lua pe altcineva. Se va ridica nivelul cu adevărat pentru echipa olimpică. De asemenea, trebuie să recunosc că, deși ne uităm numai la șacul de performanță, unde, da, putem spune că poate o să avem ceva, pe mine mă interesează foarte mult să avem un șah de masă foarte bine organizat. Mă interesează ca șahul să fie în școli și să fie făcut, mă interesează ca majoritatea copiilor să vină la lecțiile de șah, astfel încât să capete o gândire analitică mai bună, să aibă răbdare, să se concentreze mai bine, să știe să facă față unor înfrângeri, să nu plângă că s-a întâmplat ceva, că a pierdut o partidă. Cumva mi se pare că șahul este o unealtă foarte bună pentru educația viitorului nostru. Dacă vreți să vă duceți copilul la șah, în principiu recomand o vârstă de 6 ani, 7 ani, atunci când copilul este pe picioarele lui și poate înțelege. Desigur, se poate începe și mai devreme, dar nu e clar că veți avea ceva beneficii. Ulterior, să țineți copilul la activitatea respectivă, fie că e vorba de șah, fie că e vorba de altceva, dacă acesta are chemare și dacă îi place să participe. Sunt foarte mulți copii care fac anumite activități doar de dragul părinților, deci să fim atenți la acest lucru. În principiu, beneficiile se vor vedea destul de repede și nu am văzut până acum un șahist care să nu aibă rezultate bune la școală, un șahist care să ducă o viață dezordonată, un șahist care să nu fie un membru normal și bun în societate. Materia mea preferată la școală a fost întotdeauna matematica. N-am fost foarte bun la matematică, dar recunosc că m-a atras de mic copil. Nu am reușit să împac școala cu șahul, deci nu am reușit să-mi găsesc timp astfel încât să fiu și un elev silitor și bun și un jucător de perspectivă. Am lăsat școala pe plan secund. În zilele noastre, în principiu, recomand ca toți cei care încearcă o activitate de performanță, fie ea șah, fotbal sau orice altceva, să se țină de școală. Să termine școala, să-și facă liceul cum trebuie, să facă o facultate și de-abia după aceea să-și continue cariera de profesioniști. Șahiștilor le place foarte mult să călătorească. În principiu țin timp turneele din afară, acolo unde sunt premii mai mari. Ca jucători de performanță, în principiu se preferă Franța, Spania, Grecia, acolo unde turneele sunt cu premii bune. Ca juniori însă ar cam trebui călătorit pe tot globul. Și una dintre ideile de a călători și de a cunoaște foarte mult jucători este de a vedea mai multe stiluri. Întrucât jucătorii tineri sunt mereu în formare, doar simpla observarea unor partide, a unor jucători și cum stau ei la masă, cum gândesc, îi poate influența. Dacă îi cunoaștem pe cât mai mulți, o să ne facem o idee de cum vrem să ne creăm pe noi înșine. Există posibilități de a trăi din șah, să ținem cont că nu există numai jucători și antrenori, există și arbitri, există conducători de club, există organizatori, există membri ai federației. Deci, cumva, eu văd că în momentul acesta, mișcarea șahistă este destul de bine în societatea românească, va continua o îmbunătățire. Eu numai așa văd, lucrurile vor fi din ce în ce mai bine. Atâta timp cât lumea este interesată, vor exista, bineînțeles, și beneficii financiare. Acum fiecare câștigă în funcție de valoarea lui. Un jucător care nu este foarte bun nu va putea să câștige din premii, dar se poate apuca de antrenorat. Dacă nu este foarte bun pe antrenorat, poate să fie arbitru.
dacă nu habar n-are să fie arbitru, poate să ceară un sponsor și să organizeze un turneu de unde să câștige bani. Și tot așa mai departe. Sunt foarte multe posibilități de a face bani din orice. Șahul de performanță nu este neapărat accesibil pentru toată lumea, întrucât sunt foarte multe cheltuieli. Începem de aici cu costurile pentru un antrenor. Vrei să facă de 2 ori, de 3 ori pe săptămână, costă bani acest lucru. De asemenea, turneele iarăși nu sunt ieftine. Fie ele în țară sau în străinătate, întotdeauna la vârste fragede vor însemna deplasarea a 2 membri ai familiei, cel puțin, copilul și respectiv părintele. Deci cheltuieli destul de mari. Din punctul meu de vedere, e foarte greu să faci performanță în orice sport. Deci aș putea spune că dacă vrem să ne apucăm de un sport de performanță, șah sau altceva, ar trebui să avem deja o bază financiară destul de bună. Recomand în principiu tuturor elevilor mei să-și caute sponsori. De obicei, sponsorii îi găsiți printre prieteni, oameni cu firme, 2% se găsesc idei. Viața la turneu este diferită de la jucător la jucător. În primul rând, de la nivelul de seriozitate. Un jucător neserios, în principiu, poate să piardă nopțile, să se culce târziu, să nu se pregătească la partidă și să vină și totuși să aibă rezultate. Pentru că nu mereu seriozitatea dă roade, deci nu mereu. Cu toate astea, personal, mă consider destul de serios, mă culc la o oră normală, dimineața mă trezesc, îmi văd de ale mele, mănânc, poate fac niște exerciții, după care mă uit cu cine joc, mă pregătesc, dau tot cel mai bun la pregătire, astfel încât să pot aborda partida ce urmează la capacitate maximă și încerc să ajung la partidă într-o formă sportivă destul de bună. Pregătirea întotdeauna se face înainte de turneu, pentru turneu. Mai rar recomand să facem o pregătire în timpul turneului. Pregătirea trebuie deja făcută, de acasă. Trebuie să știi variantele pe care le ai în teorie și pe care vrei să le joci. Trebuie să știi cam ce adversare ai pe acolo. Trebuie să știi foarte bine tactică, strategie, să ai exercițiile deja făcute de acasă, astfel încât când ajungi în turneu să dedici un timp redus pregătirii teoretice, specifice, fix înainte de partida cu jucătorul respectiv. Deci nu o să stau să mă pregătesc acolo să reinventez roata. Ajuns în turneu, nu fac altceva decât să mă bazez pe cunoștințele pe care le-am deja de acasă. Motoarele de analiză acum sunt evident necesare. O vorbă, aș putea spune, pe vremea mea nu existau. Când eram eu mai tânăr, eu am crescut fără motoare de analiză, iar toată analiza respectivă o făceam cu capul nostru. Desigur, toate variantele pe care le învățam, le memoram și le aveam în capul nostru. În momentul acesta, modulul de analiză face toate astea pentru noi. Ne stochează, practic, în baza de date toate analiza teoretică, ne ajută la analiza propriu-zisă a variantelor, întrucât el ne sugerează mutarea care crede el că e cea mai bună. Și deși, evident, este un ajutor de neegalat, practic că îți spune cineva exact ce trebuie să faci și îți ține minte toate variantele, nu face altceva decât să ne scadă din capacitatea noastră de a memora lucrurile și capacitatea noastră de a gândi pentru noi și de a reuși să găsim noi o soluție, nu să stăm ca milogii la mila enginei. Viitorul omenirii, din punct de vedere al unui optimist sau al unui pesimist. Optimistul probabil că vede numai lucruri bune, se vor întâmpla lucruri bune, vom descoperi o inteligență artificială care să ne guverneze bine, să nu mai fie probleme cu banii, cu politica, cu foametea și toată lumea o să ducă bine. Există și scenariul celălalt în care lucrurile nu vor decurge la fel și inteligența asta cine știe ce va face și ne vom trezi toți în Matrix. În principiu să nu exagerăm. Momentan cred că suntem la începutul erei și de-abia poate copiii noștri, poate nepoții noștri vor putea cu adevărat să beneficieze de aceste roade.